Băsescu, reacție neașteptat la dezvăluirile lui Ponta, regret sincer eroarea făcut. Fostul presubliniere dintre Traian Băsescu iese la ramp în scandalul posibilei ingerințe a Comisiei Europene. După ce Victor Ponta a atras atenția, fostul subliniere F de stat a avut o reacție neasubliniere teptat în mediul online. Corecție? În data de 2003. În 2018, am avut o intervenție telefonică la un post de televiziune susținând greu sublinierea ITC scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau rezultate concrete în lupta anticorupție a fost datat 1207. 2012, subliniind ce la acel moment eram suspendat. În realitate, scrisoarea este datată 10 octombrie 2012, dat la care revenisem pe funcție. Regret sincer eroarea făcut. Fac precizarea ce scrisoarea nu a fost adresat presubliniere dintelui României, ci guvernului României. Foarte probabil fostului prim-ministru Victor Viorel Ponta sau ministrului Justiției, care, alături de CSM, sunt partenerii Comisiei Europene în monitorizarea PMCV. Scrie Traian Băsescu pe Facebook. Replica fostului presubliniere dinte vine după precizările făcute recent de fostul premier, Victor Ponta. Fostul premier Victor Ponta a reacționat vehement după ce fostul presubliniere dinte Traian Băsescu a declarat, marci, ce nu a avut subliniere ting, în timpul mandatului său, de vreun document transmis de C3 Comisia Europeană, care se conțin nume de persoane cu probleme penale, în acea perioadă fiind suspendat din funcția de subliniere F de stat de coaliția USR.